Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate, Trup și Suflet. Trup, suflet. Se poate să ne îngrijim de sănătatea trupului fără suflet? În ultimii ani există o tendință de a chiar poate a neglija ușor corpul în favoarea sufletului și bănuiesc că ați văzut, abundă seminarii, workshop-uri, retrageri care se adresează sufletului, pentru că s-a dovedit științific că foarte mult, spre 98% din bolile corpului au ca rădăcină ceva emoțional nerezolvat, au o rădăcină emoțională și cumva dacă ne rezolvăm problema emoțională și corpul își va urma vindecarea. Așa, cel puțin așa se crede și așa s-a văzut în foarte multe cazuri. E adevărat că în anul 2017 vorbim și asta ne propunem noi cu această emisiune, vorbim despre medicină holistică, de o abordare cumva rotundă a acestei vindecări și atunci vorbim într-adevăr de corp și suflet. Și în această seară am o nouă invitată specială, de profesie la bază socio-psihopedagog, mi-a ieșit să spun întreaga denumire, dar pe parcursul vieții ei și carierei ei s-a dus către terapiile complementare, s-a specializat în ele și de ceva vreme este studentă la kinetoterapie. Le-a combinat foarte frumos pe toate, iar astăzi ne-a făcut cadou ziua ei de naștere, pentru că este ziua ei. La mulți ani, Maria Alina Guțoi, și bine ai venit! Mulțumesc frumos și bine v-am găsit! Ce rezonează în tine din tot ce am spus și cumva în primul rând ce ți-ai propus astăzi, că știu că ai avut o perioadă cu tine, ți-ai făcut cadou și acest lucru, un început de zi doar pentru tine și cam ce ți s-a arătat acolo? Mi-am dat seama că în timp avem grijă de foarte multe lucruri și lăsăm pe ultimul loc, ne lăsăm pe noi și uneori corpul. Și când spun corpul, mă refer chiar și atunci când avem foarte mare grijă și ținem regimuri și arătăm bine și așa mai departe, nu îl întrebăm niciodată dacă el vrea asta. Să zic, oare avem grijă de el când ținem regimuri? Că de fapt este o înfometare, e o obiciuire. Doar dacă o facem în armonie totală, adică dar chiar simt în ziua respectivă că pot să mănânc lucrurile respective, da, e ok, e o zi, e și postul până la urmă, da? Îmi permite să-l țin armonia din mine. Dacă nu fac așa și o fac doar că îmi cere soțul, că trebuie să arăt bine, că am mai îmbătrânit puțin, că tocmai am născut un copil sau doi, atunci corpul s-ar putea să aibă altă părere. Și rezultatele, din păcate, sunt altfel decât ne dorim. Îl chinuim și în timp el ne dă semne. Și ne dă semne când ne așteptăm mai puțin. Atunci când ne simțim foarte bine undeva și brusc nu mai putem să zâmbim pentru că ne doare ceva, ne reține ceva, avem o stare de disconfort, cel puțin. Spune totuși, cum am ajuns la această separare de corp? Că vorbim, uite, corpul nu mă mai ajută, nu mă mai țin genunchii. De fiecare dată când aud cuvintele astea, mă întreb, cum adică nu mă mai țin genunchii? Dar nu suntem una? Mă stârnești puțin pentru că am crescut lângă oameni care nu erau atenți atât de mult cum o facem noi acum, vorbim despre corp. În schimb, își iubeau corpul și aveau grijă de el. Și mă refer la străbunicii mei, cu care am crescut, ca să zic așa. Prin munca pe care o făceau, aveau grijă și de corpul lor. Da? Și prin rugăciunea lor aveau grijă și de sufletul lor.
Și nu exista separarea asta. Noi acum le vedem cumva, trebuie să fac ceva pentru suflet și trebuie să țin un regim pentru corp sau îl ignor. Am prea multe lucruri de făcut. Sunt atât de multe lucruri. Am servicii, am copii, am vizite, am zona de socializare, am nevoie să mă întâlnesc cu prietenii și așa mai departe. Și corpul ajunge la un moment dat să se simtă cumva bine când ne aruncăm în pat, când oricum el intră deja în zona de nevoie de odihnă. Până la urmă, de fapt, ce suntem și ce e corpul pentru noi? Să spun ce e corpul pentru mine și ce e corpul pentru mine în ultimul timp, în înțelegerea căutărilor din ultimii ani, în care cumva aspirațiile către suflet, exact cum făceam separarea asta, către nevoie de mai multă liniște, m-au adus de fapt să realizez că el este cel care mi oferă existența în această viață, pe acest pământ și cu cei din jurul meu. Și atunci pot să încep prin a-i fi recunoscătoare, prin a-i mulțumi și prin a fi atentă la el. Și eu asta fac. Înțelegând în fiecare moment, chiar pot să fac asta. Am citit un articol pe care l-ai scris și de altfel l-am și dat mai departe celor care mă urmăresc pe Facebook. Și atunci mi-a dat lacrime și acum se întâmplă același lucru, sper să nu se strice foarte mult din machiaj. Pentru că, da, uităm să fim recunoscători corpului nostru. Ce înseamnă? Ce înseamnă, spuneai acolo, să zâmbim pe interior, să zâmbim corpului? Cum adică? Mie mi se întâmplă în orice moment al zilei, dar poți să o faci în momentul în care ești cu tine, seara sau dimineața de vreme, când pur și simplu îți permiți, exact cum am scris și în articol, să duci un zâmbet în colțul gurii și să spui îți mulțumesc. Și îți mulțumesc ție cu tot ce ești aici. Uităm, când alergăm, vine acum, când alergi după un autobuz, uiți câți mușchi, adică nu cred că te gândești vreodată, câți mușchi folosești pentru asta. Câți mușchi folosești acum că ești foarte mult descoperit? Foarte, foarte, foarte mult. Și unii ajută mișcarea, unii se opun mișcării ca să nu cazi, unii te țin, unii și așa mai departe. Numai când îi vezi pe toți acei mușchiuleți mici de pe coloana vertebrală și îți dai seama de cât efort depune corpul tău pentru a te ține în poziție verticală. Da? E gravitația care e destul de puternică și cu toate astea corpul are în structura sa mecanismele necesare ca să ne țină în poziție verticală. Dar asta este un efort pe care îl face de fiecare dată și așa cum spuneai, noi nu stăm să ne controlăm nici respirația, nici faptul că iată clipim, nici că ne crește părul, nici că ne cresc unghiile. Și cu toate astea lucrurile astea se întâmplă în fiecare minut, în fiecare secundă. Este un efort atunci când îl vedem pe bucățele. El o face firesc. Da? El nu ne întreabă dimineața, crezi că astăzi ai avea nevoie să-ți bată inima? Chiar nu te întreabă. Deci inima îți bate oricum. Da? Pentru mine întrebarea a fost invers. Mă întreb eu vreodată, dacă sunt atentă, cât de repede îmi bate inima și de ce? Și atunci când o face, pot să mă opresc o secundă și poate nu e momentul în spațiul respectiv, da? Cum a fost aici la începutul emisiunii, da? Poate nu era momentul să stau puțin cu inima mea, dar inima mea știe acum că a avut un moment înainte și că în următorul spațiu în care eu îmi permit, voi avea timp pentru ea. Știi că asta poate suna pentru oamenii foarte așa așezați, poate suna ușor ciudat, adică cum să vorbesc cu inima mea? Inima mea este un mușchi. Cum adică să vorbesc cu mușchiul din mine? Fetița mea de 4 ani care acum tușește îmi spune, mami, gâtul meu nu vorbește. Și am zis, ok, mami, de ce ar avea nevoie? Și mi-a zis, cred că poți să trimită mesaje. Nu vorbește pentru că e răgușit? Nu vorbește pentru că nu are gură. Ok. Dar sigur va găsi altă metodă. Da, este și puțin un joc al imaginației și de fapt un joc de a ne permite cumva să fim și puțin copii. Și dacă inima ar vorbi, ce ar spune? Aha. Ce frumos ar fi să ne întrebăm lucrurile acestea în fiecare zi și după aceea să tăcem. Uh-huh. Și
cumva un răspuns o să vină. Da. Dar da. Și uneori vine ca un gând, uneori vine ca un puls, uneori vine pur și simplu ca o stare de relaxare. Simplu fapt că suntem atenți la corp și asta am învățat-o prin terapia craniosacrală, simplu fapt că ți aduci atenția prin atingerea ta în anumită zonă, îi permite corpului să-și ducă toată atenția acolo. Și orice ar avea nevoie să facă acolo, face. Nu este mâna mea ca terapeut care manevrează sau care face ceva, ci pur și simplu corpul respectiv reușește să își armonizeze, să-și echilibreze, să-și... Pentru că e băgat în seamă. Pentru că e băgat în seamă. Vorbeai de terapia craniosacrală. Ce înseamnă? Este o terapie manuală, adică prin atingere ușoară de 5 grame, propriu-zis se fac sandvișuri de mâini, în principiu, pe anumite părți ale corpului. Îmi place asta, cu sandvișuri de mâini. Da. Adică îți iau mâna și pun așa? Adică mâinile amândouă sunt trecute, de exemplu, de la zona sacrală, în zona stomacului sau pe cap, da? Prin atingerea respectivă se urmărește ritmul craniosacral, mai exact ritmul de curgere al lichidului cefalorrahidian, pentru că s-a demonstrat... Ți-am vorbit frumos! Da, și am să explic în foarte scurt. S-a demonstrat că, precum este pulsul simțit la sânge, așa se poate simți curgerea lichidului care hrănește creierul, da? Care este secretat de creier și hrănește toată măduva spinării până jos la sacru. Ok. Da? Deci toată coloana vertebrală. Exact. Și prin ritmul craniosacral propriu-zis poți să urmărești cumva, dacă vrei, pulsul creierului. Mă rog, nu e chiar foarte științific spus, dar e cam așa. Asta se întâmplă. Da? Și el trebuie să aibă anumită amplitudine, o anumită simetrie și poți să simți pe oasele craniene și în anumite părți ale corpului. Și atunci, ca terapeut, te duci și acorzi corpului atenția de care are nevoie în zona respectivă și în momentul în care nu sunt toate lucrurile în ordine, da? De exemplu, nu este simetric, rămâi acolo până când corpul reușește să aducă simetria la loc. Se vorbește mult despre capacitatea fiecărui corp de a se autoregla, de a se autovindeca. Până la urmă, ce-l oprește să facă asta? Experiența. Experiența de viață pe care o acumulăm, experiența noastră și experiența cu care venim în celulele noastre. El are capacitatea asta și mental avem capacitatea de a ne vindeca și de a ne spune lucruri foarte frumoase care să ne dea forță. Da? Au fost făcute studii pe călugării budiști, da? Și s-a demonstrat, adică este științific demonstrată partea asta. Hai să spunem, deci ce au făcut călugării budiști? Au făcut studii ce înseamnă meditația și ce înseamnă atunci când ești în stare de meditație poți să-ți gestionezi emoțiile și mai mult decât atât poți să generezi schimbări ale stării de bine care la rândul ei generează schimbări la nivel de stare fizică. Iar, de fapt, și neurologii și prin Silva, chiar la începutul secolului trecut, au dovedit starea de meditație sau starea alfa, că poți să rămâi treaz în starea alfa, nu se știa până atunci, și exact același lucru, că în această stare alfa, dinainte de teta, poți să rezolvi și practic ești în comuniune cu tot ce există și cu ceilalți din starea alfa. Poți să capeți informații pe care n-aveai de unde să le știi și da, și să intervină această vindecare. Și în starea asta permiți propriu-zis vindecarea, da? Îi permiți corpului să se armonizeze cu universul sau cu zonele din care are el nevoie de hrană în momentul respectiv, da? Pentru că suntem un circuit energetic, da? Și atunci hrana ne-o luăm din univers, din celelalte energii, din jurul nostru. Când am vorbit de experiență, m-am referit la simplu fapt că ești într-o zonă în care nu crezi în lucrurile de genul ăsta, da? Este o experiență de viață și atunci corpul tău nu face acest lucru. Corpul tău poate să facă până într-un anumit punct. Mai departe, mintea ta nu-i va permite. Lucrurile uzuale, pentru că toți înțelegem că dintr-o răceală ne revenim de la sine, dar cumva nu-i mai dăm voie corpului să facă același lucru cu un lucru mai grav.
Deși și dintr-o răceală pot să mor dacă nu își revine corpul și s-au văzut atâtea vindecări cumva de la sine, cum se spune, s-au întâmplat vindecări inexplicabile din punct de vedere medical. Da, și uneori pentru o răceală, știi, nu avem timp să o lăsăm să se vindece. Da, da. Și într-un caz mai grav, ne e frică că nu avem timp să o lăsăm să se vindece. Și atunci apelăm la ce e la îndemână și la lucrurile în care cred de cele mai multe ori. Am întâlnit persoane care ar fi încercat cu toată ființa lor tot ce e posibil să nu ajungă la operație. Și erau atât de multe persoane în jurul lor, foarte apropiați, da? Care au ajuns aproape să-i constrângă să o facă, doar ca să se simtă în siguranță. Cei din jurul lui? Da. Da, acolo e cu duș întors, e încă cumva incapacitatea de a te deschide către noi orizonturi și da, frica că ok, și dacă totuși instinctul meu mă înșală și dacă eu nu pot să mă vindec și dacă așteptând o perioadă mai lungă de timp fără să fac ceva, de fapt îmi scurtez viața. Sunt atâtea întrebări la care doar fiecare poate să răspundă pentru el. Și de asta este firesc să o facă fiecare pentru el. De asta este firesc ca eu, în poziția de terapeut, să-l ascult care este zona lui de deschidere, de dispoziție. Cum vrea să fie ajutat? Și asculți ce? Asculți pacientul sau asculți corpul? În primul rând ascult pacientul, pentru că el a venit într-o anumită stare. Da, într-un anumit context. Și după aceea ascult corpul. Și la sfârșit facem un rezumat împreună și văd, ne ascultăm unii pe alții la sfârșit, îi spun și cam pe unde a ajuns corpul în urma terapiei și văd câtă deschidere sau cât de dispus este să meargă mai departe și în zona mai profundă, în zona în care să se ajute, pentru că e foarte greu, nu e foarte greu, dar oamenii vin la terapeuți cu gândul, tu trebuie să mă faci bine. Da? Și eu închei ședința spunând, mulțumiți-vă că v-ați adus aici. Ok, că asta a fost până la urmă partea lor. Pentru că fiecare persoană trebuie să înțeleagă că eu pot să fiu acolo prezentă pentru corpul lor. Și e nevoie ca și persoana respectivă să fie prezentă, în aceeași măsură, cel puțin în aceeași măsură. Ok, și acum ne întoarcem la cât face un terapeut și cât face pacientul după aceea acasă. Și uite că văd, am văzut fotografii foarte probabil dintr-o sală de kinetoterapie și țin minte că și eu am fost la recuperare după un accident, în fine, după ce am avut piciorul în gips și îmi spunea, bine, aici stai 10 zile, dar important e ce faci după aceea. Ce facem? Ce ar trebui să facem pentru corpul nostru acasă? Și chiar acum două emisiuni vorbeam de acele mici schimbări pe care cred că fiecare ar putea să le facă. Că schimbările drastice, în primul rând, le amâni, în al doilea rând te sperie, în al treilea rând și corpul se opune. Cum ar fi, în primul rând, cum ar trebui să ne ascultăm corpul? Uite, o văd pe domnișoara care își ascultă corpul, se întinde. Cu iubire. Ok. Uneori este suficient ca dimineața să-mi acord un minut de stat în pat, mai mult, în care să fiu atentă ce ar avea corpul meu chef să facă astăzi. Și da, uneori nu pot să-i ofer ziua de relaxare pe care și-o dorește. Da, da, răspunsul o să fie 90% din cazuri. A, uite cum stă pisica asta, așa vreau să stau toată ziua. S-a potrivit. În același timp pot să-i spun, ok, astăzi avem de făcut toate lucrurile astea. Și atunci el se pregătește. Pentru că dacă eu îl iau din pat, hai cu mine, repede la baie, repede mâncat, repede copiii la școală sau mai știu eu ce, el se trezește puțin mai târziu. Dacă eu îi acord... Și repet, este suficient un minut, chiar câteva secunde, pur și simplu, să îmi trec în revistă ziua și corpul meu, și atentă la corp. Adică
știind corpul meu este în relaxare, să-i spun de cam asta este de făcut, la asta trebuie să te adaptezi în momentul în care ne ridicăm împreună, da? Tu mă ridici pe mine din pat, da? Ok. Facem lucrurile astea minunate astăzi. Deci, pe la urmă, înțeleg că formăm o echipă. Da. Și e abordarea cea mai sănătoasă, nu? Să formăm o echipă. Este ideal. Da, n-am luat-o razna dacă vorbesc cu corpul meu, nu? Nu. Nu, ok. Nu. Mai ales dacă o faci în minte. E ok. Adică poate, eu știu, într-o zi ești într-un spațiu cu multe persoane și vrei să expui corpului, mai e puțin și plecăm acasă. Poți să faci în gând. Dar știi că asta mă gândesc, că fotografiile nu, probabil nu vin întâmplător. Copiii fac asta. Copiii vorbesc cu corpul lor și vorbesc cu mânuța și o și mângâie ca să treacă și îi spun, da, uite că acum o să fim bine și... După care, da, pare ciudat să te apuci să vorbești cu corpul tău. Mi se pare un ritual foarte important. L-am văzut iar întorcându-mă la copii, cât de important e să le spui de dimineață ce li se va întâmpla pe parcursul zilei. Și atunci ei vor opune mai puțină rezistență. Și de ce să nu facem același lucru cu noi? Adică facem asta cu copiii și de ce să nu o fac cu corpul meu? Pentru că credeam că sunt mai... că sunt mare și deja pot să le duc pe toate. Și de aici mă apucă durerile de spate. Și pe zone diferite, da? Cam așa. Ok, e important până la urmă și pentru mentalul meu să mă pregătesc pentru ce urmează să se întâmple în ziua respectivă. Da. Primul truc, dacă nu cumva au mai fost câteva, ale acestei emisiuni. Dimineață, puneți-vă ceasul cu 2 minute înainte? Când sună ceasul. Când auzi sună ceasul. A sunat ceasul. Păi da, după aia zic, aoleo, e târziu, aoleo, eu trebuie să mă ridic, aoleo, nu. Bine, ok. Da, 5 minute mai devreme. Ca să aveți timp și să vă întindeți așa cum vrea corpul și da, să treceți cumva în revistă tot ce aveți de făcut și să știți că eu mai fac ceva, proiectez cam cum o să mă simt seara, dar proiectez așa o stare de și ce bine o să mă simt după ce am realizat, da, cam așa. Vizualizările, adică o zi încheiată tot în minutul ăsta, dacă la sfârșit am imaginea mea relaxată, sănătoasă, veselă, jucându-mă cu copiii, deja știu că toată ziua a decurs minunat. Super! Din punct de vedere medical, cam cum ar fi bine să ne dăm jos din pat? Am auzit atâtea variante încât habar n-am. Iar, stai puțin. E bine să dormim, e mai bine să dormim pe saltea mai jos, adică mai aproape de pământ? Sau pat mai înalt? Sau... Am să-mi păstrez ideea de iubește-ți corpul. Okay. Pentru că există pentru anumite persoane cu afecțiuni nevoia de a dormi pe un pat foarte drept, tare sau altfel, corpul are nevoie să fie în confort. Atunci când te întinzi în pat, să simți că el nu s-ar mai ridica de acolo. Ăla este patul perfect. Aha. Ok. Da? Când ne ridicăm, ideal ar fi, exact cum ai zis, să te întinzi și cel puțin la fel 10 secunde, 3 mișcări dintr-un picior și 3 din altul, pur și simplu îndoit piciorul cu călcâiul pe pat sus și în jos. Te rog, da? Arată-mi că nu înțeleg. Pur și simplu trag piciorul către mine și îl întind păstrând călcâiul pe pat. Da? Trag călcâiul pe... Îl târâi pe românește. Târâi călcâiul pe cearceaf și aduc genunchiul la mine. Reușesc să pun în circulație în momentul respectiv câteva din articulațiile importante și din mușchii importanți, mai ales din zona picioarelor și a centrului pelviene, care este foarte importantă. Știi? În engleză îi se spune core. Da? Aha, este okay. Inima corpului. Da? Dar atunci când nu este tonifiată, când nu este bine întreținută, da? Dă tot felul de dezechilibre. Da? Și de cele mai multe ori ele sfârșesc pe picioare și ajunge să ne doară genunchii, să ne doară gleznele și diverse alte probleme. Aha, ok. Deci asta este minim. Câteva exerciții de picior, ca să fie minim, 5 cu celălalt picior. La fel de bine pot să ridic piciorul, genunchii îndoiți și doar ridic din puțin piciorul. Pun corpul puțin în mișcare. Dacă îmi doresc să fac 10 minute de mișcare, deja e... puțin mai mult și... Da, nu, am zis, hai să... E pentru weekend, să zic. E pentru weekend. Da, weekend mai mușcare nu vreau să fac. Da, ok, hai să fim blânzi cu noi astăzi și să vedem chiar ce am putea să facem minim. Ok, asta mi se pare chiar ok.
Cum e cu, am auzit, nu mai știu de la cine, de asta pentru varianta de seară, că să-mi pun picioarele sus cumva, adică să mă apropie așa cu fundul de perete și să stau cu picioarele în sus. Da, orice unde ridicarea picioarelor permite circulației să fie ușurat, ușurează circulația, da? Și ajută partea de drenaj limfatic. Da? Doar că după o perioadă amorțesc. Da, e normal, asta nu trebuie să o faci toată noaptea, adică te pui acolo și 2 minute, 3 minute și poți să revii într-o poziție normală de odihnă, adică... Apoi depinde dacă ce aspirație ai, da? Da, dacă ai amorțit, e ok, poți să revii în poziția orizontală. Ok, să revenim la dimineață, că intrăm în... Bun, și după ce ai făcut aceste mișcări simple... Da, dar fel de bine poți să faci și cu cervical. Da? Și asta este un exercițiu pe care poți să-l faci de fapt în pat sau poți să-l faci în picioare sau poți să-l faci lângă un perete. Tot ce ai de făcut este cu tot corpul întins să aduci bărbia în piept. Atât. Fără să înclin capul, doar aduc bărbia în piept. Aici. Se face cumva o retrag așa un pic? Retrag puțin capul. Și se fac bărbie puțin... dublă. Deci se nu face... vă uitați, vă rog frumos la aceste detalii. Se face detalii. Puțin bărbie dublă. Așa. Da? Dar acest exercițiu, repetat de câteva ori, relaxează foarte bine mușchii cervicali și relaxează și mușchii aceia mici de care vă spuneam de pe coloană. Da, asta e, nici nu știam că există ăștia pe care îi folosesc când fac asta. Da. Ok. Da? Și asta pot să o fac și la birou, pentru că am foarte mult de lucru și mă simt tensionată. Îmi iau, în timp ce scriu la calculator, îmi iau un minut să fac 2-3 exerciții de genul ăsta. Da? Poate părea ciudat așa să încerc. Da? Și stau 3 secunde în poziție fixă și dau drumul și el se relaxează, da? Okay. Și am grijă să nu aduc umerii sus, da? Că am tendința să fac asta. Da. Da? Nu, umerii să relaxați. În aceeași măsură, oricând duc umerii în spate, ce bine. Da? Și mă întorc în spate și mă întorc, la fel pot să fac la birou pe... Auzi, tot ceea ce trosnește e de bine? E de bine că la sfârșit se va relaxa, da? Într-un final, da. Adică, da. Nu poate e o alarmă, nu? Nu poate fi de bine. Și la fel încerc umerii să nu-i duc foarte sus când fac exercițiile astea ce aici. Da? Astea sunt exerciții care chiar pot fi făcute oriunde. Se mai întâmplă ceva, ne doare spatele și ne amorțește cumva eventual un șol sau... Da. Mai ales după ce stăm picior peste picior, știu, ar trebui să nu mai stăm picior peste picior, dar nu arată la fel. Acum ce să... Da. Da. Există un mușchi, psoas se numește, care... Cum se numește? Psoas. Așa. Începe undeva pe ultima vertebră toracică și e pe toate vertebrele lombare, da, ca inserție, și se termină undeva pe trohanterul mic, pe capul femural. Pe, da, te cred! Te cred! Așa! Atunci când stăm foarte mult la birou sau când stăm foarte mult pe scaun sau când conducem, acest mușchi este contractat în permanență. Da? Și el este cel care trage de lombar și apar lombalgiile, durerile și... Așa, într-o parte, da. Și ce-i fac? Mă ridic și fac, accentuez puțin flexia, da? Ridic puțin mai sus genunchiul sau la 90 de grade și fac exerciții ușoare. Da? Deci, aha, în picioare. În picioare, da? Sau... dacă îmi permite spațiu, pur și simplu stau pe genunchi și mintind cât mai mult, mă las cu corpul pe genunchi și mintind cât mai mult brațele în față, astfel încât să permit relaxarea mușchiului respectiv. Și în primul rând am grijă să mă ridic din când în când de la birou. Aha. Da? În aceeași măsură, chiar dacă nu pot să mă ridic. Acum, cei care fumează vor zice, vedeți de ce fumez? Da. Da. La țigară mă țin bine de balustradă și fac câteva exerciții cu pe picioarele. Bune? Da. De ce nu? Aha, în drum okay. spre Budă? Da, 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 sau spui, spre bucătărie, da? Să-mi iau cafeaua, oricare dintre variante e bune. În toaletă funcționează oricând genoflexiunile. Ajută. Da, știu, da? Că sunt miraculoase. Ce fac? Sunt. În primul rând activează circulația, în al doilea rând pun în mișcare la fel toate încheieturile pe care le folosim foarte puțin, în schimb le solicităm foarte mult. Le folosim foarte puțin în sensul de exercițiu, da? Uh-huh. Dar le solicităm foarte mult. Da? Ce fac cu tocurile? Păi uite, cum stai acum picior peste picior, dacă îți contracți gamba și o relaxezi, sunt exerciții foarte simple,
Care? Deci eu acum fac gimnastică, eu nu prezint o emisiune, eu fac gimnastică. Da. Așa. Sunt exerciții foarte simple care în timp relaxează, ajută partea de gamă, glezna și așa mai departe. Iar lucrurile astea putem să le facem la fel pe oricare parte a corpului. Da? Deci inclusiv pentru zona bazinului, o ușoară contractură în spate, că stau pe scaun și mi-aduc ușor bazinul în față, este doar o senzație, dar în timpul ăsta exact mușchiul despre care vorbeam psoas acționează și contractarea și relaxarea lui îi permite să iasă din contractura permanentă, să iasă din starea tensionată. Da? Din ce înțeleg, e important să schimbăm și mișcarea corpului și să-l mai dăm o altă perspectivă până la urmă. Da, și dacă stau foarte mult la calculator, în orice moment, pur și simplu contractura degetelor, da? Da. Atât. Le dau ocazia mușchilor degetelor să fie folosiți altfel. Și atunci nu mai apar crambele, da? Aha. Orice contractură. Și celebrele alea, exerciții de, da, se numesc exerciții de izometrie. Orice contractură pe care o fac, da, fără să ce ridic... Ce înseamnă izometrie? Asta înseamnă contractură, da? O contractură musculară fără să existe mișcare. Da? Okay. Ce te-am rugat să faci cu gambele, asta este izometrie, da? Sunt exerciții foarte simple care, în schimb, ajută foarte mult corpul, da? Și acum, bărbații, vă rog frumos, astupați-vă urechile că nu e pentru voi sau habar n-am. Cum e cu exercițiile Kegel, apropo de contractură? Da, cât de des și cât de importante sunt pentru femei? Pot fi făcute oricând și atunci când simțim nevoia. Sunt foarte importante pentru femeile, mai ales pentru femeile care au născut sau care urmează să nască și se pregătesc pentru asta. Și pentru cele care au născut și în același timp pentru cele care au trecut prin operații. Ok. De ce? Că a fost tăiat mușchiul. Da, și pentru tot ce înseamnă inclusiv vezică urinară. Da? Deci toate exercițiile respective, musculatura din zona respectivă este înțărită. Să traducem cumva, că, adică ce musculatura... înseamnă exercițiile Kegel? Ce ar trebui să faci, de fapt? Pelviană. Cum e mișcarea? Simplu este contractura de la anus până la vagin. Adică în sus, așa? În sus și invers. Pentru că exersat poți să o faci în ambele sensuri. Aha! Da? Și ce am descoperit și mi s-a părut pentru mine fascinant, pentru că am trecut prin două cezariene, a fost că aceste exerciții de izometrie acționează în zona abdomenului pe mușchii profunzi, pe care nu-i lucrezi întotdeauna la abdomene. Și care după o cezariană sau două se lasă de... Și care au un rol foarte important în tot ce înseamnă abdomen, în tot ce înseamnă intestin, în tot ce înseamnă organe. Da? Adică ajută și la digestie, vrei să spui? Adică ajută și la digestie și ajută propriu-zis la susținerea tuturor organelor. Da? Și atunci când nu știi despre lucrurile astea și faci doar un tip de abdomene sau două tipuri de abdomene, nu lucrezi mușchii profunzi, de fapt... organele tale și toată zona abdominală nu este cu adevărat susținută. Numai că nu e susținută, dar poți să faci chiar ravagii pe acolo. Da. Știu că, da, după ultima naștere mie mi s-au depărtat mușchii și eu încercam să fac abdomene și... Da, da, da. De fapt, îmi făceam mai mult rău decât bine. Exercițiile de izometrie. Cât de des ar trebui făcute? Poți să le faci zilnic. Ok, cam... Nu... Contractura propriu-zis n-ar trebui să depășească 3-4-5 secunde. Adică nu este contract și rămân în poziția asta nu știu cât. Da? 3-4-5 secunde îi dau drumul și fac câte 10 repetări sau fac 5 repetări dimineața și 5 seara sau fac 5 când îmi aduc aminte la un semafor. Okay. Da? În oricare din zona corpului simt nevoia, da? Mi îndrept puțin spatele sau în zona picioarelor sau la fel în zona abdomenului. Oricând îmi aduc aminte pot să fac asta. Există, să zic, oarecum restricții atunci când sunt probleme cardiace foarte grave, pentru că accentuează ritmul cardiac. Aha. Exercițiile de izometrie. Okay. Da? Asta nu înseamnă că dacă, în principal pe membrele superioare, asta nu înseamnă că dacă fac exerciții de izometrie la gambă și fac câte 3, 4, 5 cât să-mi simt gamba relaxată sau să-mi ajut să-mi stimulez din circulație, se întâmplă ceva. Ok, tu ai o viață agitată, să spun, ai doi copii, ești studentă, ești terapeut. Cum faci să-ți aduci aminte de tine și cum faci să-ți aduci aminte de corpul tău?
am un corp care mă iubește. Ca să zic așa, el este într-un fel cel care, pe lângă copii, el este cel care m-a îndrumat cumva pe drumul ăsta, pentru că somatizez foarte ușor. Și atunci când am citit prima dată de somatizare, am înțeles ce se întâmplă cu adevărat. Și atunci prima ce reacție... Ce înseamnă somatizare? Somatizarea înseamnă o reacție fizică la un stres sau la o acțiune emoțională. Da? Trec printr-o zi tensionată și îmi simt zona cervicală tensionată. Și atunci știu cumva corpul meu a preluat ceva din ziua respectivă într-un mod în care nu l-am gestionat suficient de bine emoțional. Ce înseamnă să gestionezi bine emoțional? Că ea se tot folosește, ok, eliberează emoțional. Adică, cum? Pentru mine a gestiona emoțional înseamnă a fi în armonie cu mine când am terminat o acțiune. Da? Sunt într-o întâlnire și a decurs foarte bine, dar plec de acolo gândindu-mi, aș mai fi spus și asta, n-am punctat suficient asta, lucruri de genul ăsta. Da? Și atunci undeva în mine zice, n-ai făcut treabă bună. Și apare un sentiment de vinovăție, autoflagelare și așa mai departe. Da. Și atunci, dacă nu sunt atentă să-mi gestionez lucrurile respective și în sensul în care să mă prind că fac asta, se prinde corpul meu. Okay. Și cu prima ocazie mă scol amorțit, dar mă scol cu un braț amorțit sau tușind. Și corpul faci? Meu face asta. Mă întorc la el. Și pentru asta, pentru mine, există călătoria. Există journey, am vorbit și cu Patricia și Hodaru de metodă. Ce are în plus metoda journey față de... Ai făcut mai multe seminarii, bănesc și... Da. Am făcut și NLP, am făcut și metoda Silva. Ce are în plus? Ce are în plus pentru mine? Mi-a oferit cumva partea asta de dialog cu corpul, în primul rând. Ușurința tehnicilor, pentru că poți să faci o călătorie cu totul sau poți să faci o părticică dintr-o călătorie. Un exercițiu. Care poți să-l faci și în autobuz. Da. Și atunci când îți permite timpul și spațiu. Și la fel, odată înțeles faptul că poți să-i spui corpului, uite, acum, în momentul ăsta, nu poți să-ți acord atenție, dar voi face lucrul ăsta în primul spațiu care este al meu. Dar să nu uiți. Și să nu uit, da, da. Și nu uit, că îmi iubesc corpul. Și ce faci în primul spațiu pe care îl ai? În primul rând, stau de vorbă cu mine să-mi dau seama dacă este o emoție, dacă sunt lucruri nespuse, dacă este mintea care încearcă să controleze și să aducă cumva noi înțelesuri sau vinovății sau insuficiență sau eu știu ce mai e pe acolo. Și atunci îi mulțumesc și minții că există și o apreciez foarte mult și stăm de vorbă și cu mintea dacă e nevoie. E un exercițiu de imaginație. Și aici cred că m-au ajutat cel mai mult m-au ajutat copiii. Pentru că așa cum îmi permit să mă joc cu ei și să le fac povești și așa mai departe, să le inventez povești, așa îmi permit să fac și cu mine. Și a schimbat foarte, foarte mult în mine. Eram foarte serioasă, trebuia să fiu mare, trebuia să fiu mare de mică, adică am fost un copil serios de mic. Aha. Și... Da, cred că... Copiilor nu le plac, adulții, serioși. Nu. Și cred că m-au ajutat și în partea asta, să mă joc puțin cu imaginația mea, când stau de vorbă cu mine, sub toate aspectele. Da, vorbeam zilele trecute că imaginația, până la urmă, e unul dintre cadourile noastre cele mai de preț și că de multe ori o neglijăm. Ne imaginăm că imaginația ne poate juca feste. În realitate, din imaginație primim mesaje. Prin imaginație primim mesaje și prin imaginile care ni se relevă. Cum știi să ai încredere? E o alegere. E simplă? Acum da. Aha. Nu știu dacă a fost întotdeauna simplă. A fost simplă în momentul în care am înțeles că este o alegere. Și că, de fapt, cam tot ce fac este o alegere. Și este o alegere să mă bucur sau să consider că lucrul pe care urmează să-l fac este extrem de greu.
Da, exact cum ai zis, în viața plină, da, puteam oricând să dau la o parte ceva, da? Să cer toate ajutoarele din lume pentru copii, să renunț la facultate, să ceva, da? Și în același timp este o alegere. Și pot să o fac cu bucurie sau pot să o fac în fiecare zi, trezindu-mă, în loc să-i mulțumesc corpului și să spun, e încă o zi. Și la un moment dat am înțeles că asta este o alegere. Și atunci a fost ușor. Ți-e ușor să te duci la facultate acum? Bănesc că ai și colegi foarte tineri. Da, majoritatea colegilor sunt foarte tineri. Asta te ține și pe tine. Da, mă ajută foarte mult, nu știu cât te ajută pe ei. Mai am câteva colegi de vârsta mea și cumva simțim așa în timp că îi ajutăm și pe ei. Dăm cumva alt tonus și alt, poate nivel al dialogului, inclusiv cu profesorii. Până am făcut alegerea, mi-a fost greu, pentru că atunci când am terminat prima facultate, am spus, eu la școală nu mă mai întorc. De atunci au trecut câțiva ani, cu multe cursuri făcute, și acum a fost așa, toată ființa mea își dorea să aprofundeze și să se apropie de acest corp. Ok. Da? Adică am învățat foarte multe din zona de emoții, din zona de cum simți corpul, de ce poți să faci cu corpul, și în același timp am simțit că este și mai mult aici și de asta sunt la facultate. Și ce poți să faci cu corpul? Absolut tot ce faci zilnic. Nu ai putea să faci fără el. Corect. Și mai mult decât atât, să-ți îndeplinești visele, să ieși din zona de confort, uneori să-ți depășești potențialul pe care îl vezi acum. Să accepți că mâine ești capabil de mai mult. Și de mai mult în zonă de confort, mai mult în zonă de armonie, nu mai mult că ești provocat de societate sau că ai fost chemat la un maraton și n-ai mai alergat de mult. Da? Mai mult în zona ta de confort. Și aș vrea cumva să ne apropiem de sfârșit și iar mă folosesc de succesiunea imaginilor. Cât importante sunt atingerile? Tu ți-ai ales și terapia craniosacrală și tipurile de masaj. Cumva încă în mentalitatea noastră a rămas că un masaj e un răsfăț. E un răsfăț sau o necesitate? E aproape o necesitate și de cele mai multe ori este. Și există persoane pentru care este mai mult decât o necesitate. Este un nou mod de a învăța corpul. Persoanele care trec prin provocări, da, trec prin atacuri cerebrale, ca să-și recunoască o parte a corpului, au nevoie de masaj. Așa se reîntâlnesc, așa reînvață să-și simtă corpul. Și chiar dacă o parte a creierului e afectată, cealaltă parte învață cum să simtă partea respectivă a corpului. Da? Și atunci, da, poate fi un răsfăț într-o zi foarte aglomerată, atunci când îl consideră altcineva răsfăț. Pentru cel care îl primește, este o necesitate. Pentru că altfel n-ar fi în cabinetul de masaj, în sala de masaj. Mă emoționez de fiecare dată când vorbim de corp și de minunile pe care acest corp e în stare să le facă. Cât de puțin folosim din capacitățile corpului nostru? Sau cât de mult am putea să folosim? Dacă ar fi să ne luăm după cărți, folosim foarte puțin. Dacă ar fi să ne luăm după ce avem noi nevoie, ce suntem dispuși și unde suntem acum, folosim destul de mult. Întrebarea este, ce ți-ai dori să faci? Știi? Ne întoarcem la alegere. Vrei să rămâi într-un corp care te doare? Pentru că poți să faci asta. Da. Sau vrei să faci mai mult decât atât. Și atunci, corpul tău poate fi folosit și în sensul cel mai frumos, în sensul în care, de fapt, el te poate ajuta să înveți să te miști în așa fel încât să-ți fie bine. Și o perioadă lungă de durere
va ajunge, în perioada asta, corpul va ajunge să-și găsească poziția în care se doară cel mai puțin. Deci are inclusiv capacitatea asta, să suferi tu cât mai puțin. Da? Vedem de multe ori pe stradă persoane cu poziții ale coloanei deficitare. Da? Asta este un corp care s-a adaptat la o anumită constrângere, la o anumită durere. Și chiar dacă îl doare, îl doare mai puțin decât dacă n-ar fi în poziția respectivă. Și cu toate astea, corpul are capacitatea să ajungă la poziția corectă, să-și refacă poziția și să nu te mai doare deloc. Sau să se doară foarte puțin, că într-adevăr există și situații foarte complexe în care e nevoie de mai mult timp. Ca un fel de procentaj, așa, dacă putem să spunem la final, cât la sută e nevoie să crezi în asta? Cât la sută e nevoie de transpirație? Și cum se, cât la sută inspirație? Cât la sută transpirație? Pe unde ne aflăm ca să îți aduci corpul în cea mai bună formă a lui? Cred că aș spune că este nevoie de 70% iubire. Ok. Și poate se pot inversa procentele la 30% credință. Corpul poate să facă. Transpirația vine atunci când îl iubești și atunci când crezi în el că poate. El poate și le face. El poate, tu poți. Ne întoarcem la prima întrebare a serii. Doar prin simplu fapt că am discutat de corp. Da? Și l-am privit că atunci când vorbesc cu el, separat. Dar de fapt atunci când mă iubesc pe mine suficient de mult, eu pot. Cu totul. Și când mai și cred, e deja făcut. Da. Cumva însă și mie îmi vine mai ușor să cred în ce văd în oglindă decât nu știu de ce simt în mine. Cumva avem încă niște sabotori acolo. De acord. Eu nu am un corp perfect. Dacă m-aș trece printr-o clepsidră de orice formă, nu am un corp perfect. Doar că am un corp pe care îl iubesc. Și atunci când mă privesc în oglindă și îi văd imperfecțiunile, pentru că am și mintea care spune pe aici ar mai trebui puțin, ar trebui să mai alergi puțin sau să mai faci câte ceva, îi văd și dispoziția și îi văd și calitatea vieții. Nu știu cum să spun altfel. Asta e ce simt, da? Văd când el își dorește să fie mai mult de atât și îi ofer spațiu, chiar dacă uneori, pentru mine uneori înseamnă să mă trezesc cu jumătate de oră mai devreme sau cu o oră mai devreme, ca să îi ofer spațiu de meditație sau de gimnastică de care am nevoie, fără să fac un efort fizic extrem. Da? Este un spațiu de care am eu nevoie. Da? Și asta pentru că el poate. Dacă am un corp obosit, nu mă voi trezi mai devreme ca să fac exercițiile de gimnastică. Și atunci nevoia corpului e de odihnă până la urmă. Întoarcem la ascultă-ți corpul. Din când în când, da, e bine să oferim și odihnă, pentru că poate să facă și putem să facem extraordinar de multe lucruri și să avem o zi de 24 de ore, după 24 de ore și după 12 ore și după 5 ore, dacă sunt extrem de solicitante, corpul are nevoie să se odihnească și ideal este la orizontală, ca să fie relaxat. Ideal este într-o piscină în plută. Asta este idealul. Deci la prânz, o pauză în piscină, în plută. Plută. Da. În plută. Ok. Da. Să încercăm să vedem. Încercați să faceți asta. Bineînțeles, dacă vă simțiți confortabil în apă. Maria, îți mulțumesc foarte mult. Încă o dată la mulți ani și să dea Dumnezeu ca acest nou an să fie tot ce, să aducă tot ce e mai bun pentru tine. Ceea ce știi sau nu știi încă. Da. Că ți este rezervat și cum comenta colegul meu afară, strălucirea aceasta din ochii tăi să fie mereu acolo și să ne mai împărtășești și nouă din ceea ce se revelă ție, din ceea ce înveți, din ceea ce experimentezi. Cu tot dragul și mulțumesc frumos și pentru invitație și pentru că am avut ocazia să fiu alături de voi de ziua mea.
Iată, ai avut atâția invitați. Da. Iar eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o seară în care să vă permiteți măcar câteva minute înainte să adormiți, să vă ascultați corpul. Probabil că vi se va părea ciudat la început, dar e suficient pur și simplu să nu spuneți nimic și să vă întoarceți atenția către interior. Și de acolo o să vină cu siguranță ceva. Puteți pentru început să transmiteți recunoștință, pentru că, într-adevăr, corpul acesta, acest instrument magic pe care îl avem, face o mulțime de lucruri pentru noi, fie că noi ne concentrăm atenția la el sau nu. Cum spuneam, vă doresc o seară liniștită, un somn odihnitor și o zi de mâine fabuloasă. Rămâneți pe canal 33, noi ne vedem săptămâna viitoare, tot marți, la Sănătate, Trup și Suflet.